Trebuie să mă ajut să plec de aici. Nu te ajut cu mare plăcere. N-ai spus tu că acum acest loc e cea mai bună ascunzătoare? Da, cu toate astea... Știu, ce trebuie să fac? Știi unde e strada Secerișului? Nu. La Triaj, în spatele depoului. Aha, știu deja. E o stradă scurtă și toate casele au grădini. Am fost acolo acum un an să furăm vișine. Ce-i cu strada aceea? La numărul 14. Locuiește o doamnă mai în vârstă. Se numește Rozeanu. Să știi că e vorba de o misiune foarte grea. Bine, ce trebuie să fac? Te duci la ea. După ce mai întâi ai verificat că nu ești urmărit. Ai grijă, s-ar putea să fie și casa supravegheată. Știi, uneori doamna Rozeanu ne ajută. Dacă reușești să dai de ea, îi spui că vii din partea lui Enache. Nu din partea ta? Ba da, dar ea mă știe sub acest nume. Enache, nu uiți? Cum să uit? Am în clasă un coleg pe nume Enache. E un băiat negricios, cu ochii mici, ca de viezure. Foarte bine. Deci, îi spui că vii din partea lui Enache și o întrebi dacă cuibul e gol. Ce fel de cuib? N-are importanță. Apoi te întorci și îmi spui care e situația. Fii foarte atent la tot ceea ce îți spune ea. Să poți să-mi redai cuvânt cu cuvânt totul. Din acest moment viața mea e în mâinile tale. Totul depinde de cum te descurci. Mă descurc eu. Sunt convins. Altfel nu ți-aș fi încredințat o astfel de misiune. De ce nu ridici telefonul? Nu fac eu chestii din astea, domnule comisar. Șef, mă! Domnule comisar, șef. Brav. Brav, îngeraș. Ah, râzi. Râzi, măgarule. Da, da, Bălan la telefon. Vă salut. Vă salut, domnule Comănescu. Am onoarea. Da, da, n-aveți nicio grijă. Până diseară aveți toate adresele. Da, aici. E aici, lângă mine. Cum? Avea așteaptă să ne dea informații. Să tacă? Vai, aveți o părere foarte proastă despre mine, domnule Comănescu. N-aveți nicio grijă, îl toc eu mărunt. Da, da, despre tine e vorba. Da, 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 am înțeles. Vă înaintez un raport scris. Să trăiți, să trăiți. Ia loc. Ia loc, Suciule. Și să știi că mi-a părut foarte bine că ai asistat la această conversație. Cel puțin nu va trebui să te lămuresc. Cel mai bine să nu mă lămuriți, domnule comisar șef, că eu tot nu știu nimica. Bravo, mă! Vă rog foarte mult să nu mai spuneți bravo. Aveți mână grea, domnule comisar șef. Atunci spunem toate adresele caselor conspirative. Păi eu nici nu știu ce e o casă conspirativă. A, va să zic că nu vrei să vorbești. Ba vreau, vreau, domnule comisar șef, dar n-am ce să vă spun. Mă, te dau pe mâna lui Gândac, mă. Îl cunoști pe plutonierul Gândac? Vă rog, domnule comisar șef, puneți-mi alte întrebări, că vă răspund cu dragă inimă. Unde se ascunde Andrei Bogdan? Care Andrei Bogdan? Cel care ai evadat acum câteva zile. Păi credeți că ăștia îmi spun mie unde se ascund? Bine. Alo, să vină Gândac. Să-și aducă și sculele. Uite așa te toc grija, neamătii. Dacă dați telefon să nu mai vină domnul Gândac, vă spun cu dragă inimă. Spune-mi adresele caselor conspirative. E una... pe strada Brâncoveanu. Aia nu mai e. Nu mai e? Ia uzi, domne, eu numai despre asta am știut. Întâmplător. Zău, pe crucea mea, curat întâmplător. Mă! Stați! Stați, domnule comisar șef. Dacă mă gândesc bine, mai e una. Parcă mai e una. La gară. Pe Aleea Duca. Da, Aleea Duca 5. Aleea Duca numărul 5. Alta? Alta nu mai știu. Mai una, pe lângă fabrica de zahăr. Pe strada Zefirului numărul 24. Zefirului 24. Și mai una. Dar asta chiar că e ultima. Chiar dacă mă dați pe mâna lui Gândac, alta nu mai știu. Pe strada Secerișului... Numărul? La numărul 14. La doamna Rozeanu. Rozeanu. Hai, ești liber. Chiar poți să plec? Dacă nu ne-ai mințit, da. Dacă vrei să mai stai să te gândești. Nu. Nu, domnule comisar, plec. Plec, să rămână, să trăiți. Alo, cu comisarul Bota. Da, da, aștept. Alo, Bota, ascultă-mă, băiatule, îl știi pe Suciu? Da, da, ăla care ridică din numeri, ăla de la depo. A fost adineaori la mine și mi-a dat câteva adrese. Ar fi bine să-l arestați mâine dimineață să nu-i se întâmple ceva. Și acum notează o adresă. Strada Secerișului 14, Casa Rozeanu. Da, da, te muți acolo. Poate ai noroc și îți pică Andrei Bogdan în brațe. Desigur, hai băițaș, hai, hai. Of, că-s greu. Poftiți? Sunt grele, băițaș. Așa. Uite că am ajuns. Așa. Uite, băiețaș. Trebuie să-ți cumperi bomboane. Mulțumesc. Așa, să trăiești. Dacă mă primiți, hai mă! Atunci vă arătăm vouă cum se joacă. Acum ai noroc. Vă rog să mă scuzați, asta e. Ia să vedem noi ce avem aici. Una, două, trei. Marcă, 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 marcă. Cam asta ar fi. Mai facem un joc, băieți? Ce ziceți, mă, ha? Sticletele, băieți! Stai, bă, nu fugiți! Arăt-o vouă sticlete, grijanea mamei voastre! Jucați risca pe bani, ai? Stai, bă! Stai, nu fugiți! Stai, bă! Ai, neamule, 5 pentru 1, 10 pentru 2. Uite, roșu nu e roșu. Cloșca de aur, neamule. Baci polul ei 100. Hai, neamule, la 5 pentru 1, 10 pentru 2. Cloșca de aur. Uite, roșu nu e roșu. Hai, dacă nu dai, nu iei. Hai, neamule, hai, neamule, nu dați cu piciorul norocului. Hai, cloșca de aur. Hai, pleacă. Nu vreau. Hai. Dar ce, banii mei nu sunt buni? Ai tu bani? Sigur că am, ia uite. Ia să-i văd. Uite. A, se schimbă situația. 5 pentru 1, 10 pentru 2. Baci polul e 100. Uite roșu, uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai? Nu dați cu piciorul norocului. Uite cloșca de aur. Baci polul e 100. 5 pentru 1, 10 pentru 2. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai băiete, hai încearcă. E, mai încearcă o dată, băiete, mai încearcă. Puneți banii, puneți banii. E, dacă nu dai, nu iei. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai, nu dați cu piciorul norocului. Hai, băiete, hai, cloșca de aur, mă, băiete. Hai, puneți banii, baci polul ei 100. Uite roșu. 5 pentru 1, 10 pentru 2. Hai, băiete, hai, nu dați cu piciorul norocului. Hai, dacă nu dai, nu iei. Hai, neamule, încearcă-ți norocul, neamule. Hai, neamule, hai, cloșca de aur. Hai, încearcă-ți norocul. Hai, 5 pentru 1, 10 pentru 2. Hai, neamule, uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai, neamule, hai, încearcă-ți norocul. Hai, baci polul e 100. Hai, hai, băiete, hai. Hai, cloșca de aur. Hai, neamule. Hai, neamule, hai, bagă-ți norocul, hai, bagă-ți banii. Pe tot bani. Bun, neamule, hai. Uite roșu, care e roșu, unde e roșu. Hai, hai, băiete. Hai, hai, încearcă, vezi, unde e roșu, care e roșu. Hei, băiete, nu-ți amezi de data aceasta, mă, fără supărare. Poate mâine, băiete. Mă, mă, băiete, mă, ce faci, mă? Dă banii înapoi. Da, sus. Pleacă. Dă banii înapoi. Ia patru, lei. Dă-mă bani înapoi! Dă banii! Puștule, bă băiatule, ține aici 2 lei și ascultă ce-ți spun. Să nu te mai prind pe aici că... Vezi colțul ăla? Mă! Bun, gașilor, hoților! Mă! Mă, ce ai spus, mă? Mă, te omor! Calut! Caluțu! Meștere! Meștere! Uite, nena mi-a luat banii și vrea să mă și bată! După el! Aoleu, mama! După el, Căluțu! Dă pe picioarele așa! Hai, Căluțu! Aoleu! Dați bani înapoi! Nu mi-i dați? Nu! Că nu le păzești! Al dracului să fii cu câine, cu tot. Hei! Stai, puștule! Ce faci, mă? Dărâm stâlpul! Bună ziua! Aș vrea să mă interesez care sunt cele mai bune țigări. Regale. Atunci dați-mi de 2 țigări regale. Păi numai una? Păi 2 lei bucat. Atunci dați-mi naționale de 2 lei. Mulțumesc. Bună ziua! Dumneavoastră sunteți doamna Rozeanu? Eu sunt. M-a trimis domnul Enache. Taci! Întreabă dacă cuibul e gol. Taci! Despre ce cuib e vorba, băiețel? Ai? Ia spune, despre ce cuib e vorba? Am un porumbel și aș vrea să-l vând. Și unde-i porumbelul? Acasă. Pe atunci cum vrei să-l vinzi? I-am spus eu să... Vă rog, doamnă, niciun cuvânt. Ascultă-mă! Vreau să aflu dacă doamna e amatoare. Și ce legătură are asta cu cuibul? Am văzut porumbarul gol și mi-a venit ideea. Bravo, mă, ai stofă de comerciant. Dar de unde ai tu porumbei? Îi cresc. Am acasă 11. Sunt ai mei și alu tata. Și anul trecut am vândut unul doamnei. Nu-i așa, doamnă? Da, anul trecut, în septembrie. Dar după aceea te-am căutat. Porumbelul era bolnav. N-a fost bolnav, doamnă. N-avea poftă de mâncare. Atât. N-avea pieliță umflată la cioc. Cum aș fi îndrăznit să vă vând un porumbel bolnav? Dar știți, ăștia crăcănații... Dacă am auzit bine, ai spus ceva și despre Enache. Enache? E tata. De-aia am vorbit despre el. Să nu creadă, doamna, că vând porumbelul fără știrea lui. Dar dacă nu vreți, doamnă, eu am și plecat. Să rămânem. Lasă-mă, puștule. Adineauri erai comerciant versat și acum vrei să renunți ca un ageamiu. Ia mai spune ceva. N-am ce să spun, domnule. Și nici nu mă interesează. Să-i spui lui taică-tu că nu mai cumpăr porumbei. Nu mai am putere să-i cresc. Chiar mâine o să chem pe cineva să-i zic să dea jos porumbarul, să-mi fac un coteț pentru găini. Dacă vrei să-l vizi neapărat, du-te în piața de vechituri. De ce la piața de vechituri? Știe băiatul de ce. Pentru că acolo se vând și păsări. Ce, dumneata, nu știi? Atunci am și plecat, doamnă. Să rămână. Ia stai, puștule. Nu-mi place mutra ta. Vii cu mine. Nu cumva să încerci să fugi, că te ia mama dracului, ai înțeles? Oh. Că n-am făcut nimica. Și ce vreți de la mine? Nimic, puiule. Vreau să spun câteva întrebări. Dă-mi drumul. Sunt convins că o să-ți placă. Și dacă încerci să fugi, dai de dracu. Mă, țică, ți-am spus că dacă fugi, dai de dracu. Hai să-mi funzi pușcăria. Eu sunt minor. A, păi la noi până dovedești că ești minor, te apucă majorat. Hai! Dă-i drumul, dă-i drumul! De ce nu vrei să-mi dați drumul? Las-ți arătă ție. Dă-mi drumul! Mișcă, mișcă! Bogdania. Să răspundeți pentru asta, sunt de la poliție. Toată lumea e de la poliție. Legitimația ai? Bota, Vicențiu, agent. Dă-l încoace. Eliberat de prefectura municipiului. M-ați împiedicat să arestez un om. Ce om, domnule, era un copil. O să vedeți voi ce copil e. Lasă copilul! Ce vrei? Ce e cu tine, Mihai? A vrut să vândă un porumbel și cred că e furat. Dumneata îl cunoști? Desigur, e fiul vecinului meu. Au porumbei? Au. Și cum îl cheamă pe taică-sul? Ca și pe el, Mihai Pleșa. Aha. Nu-l cheamă Enache? Numai dacă de ieri nu și-a schimbat numele. Eu îl cunosc de mai bine de 20 de ani. Mihai îl cheamă, domnule. E așa cum mi-am închipuit eu. Ia hai, mă. De ce mi-ai spus că pe taică te-l cheamă Enache? Pentru că porumbelul pe care l-am vândut anul trecut doamnei Rozeanu era într-adevăr bolnav și n-am vrut să vină la noi. Minți! Nu mint, domnule! Zău! Tu minți ca un om mare. Nu mint, domnule comisar. Dar de unde știi că-s comisar? Am văzut că aveți pistol. Ai, spirit de observație. Ori ai mai avut de-a face cu poliția. Da, unchiul meu e prieten cu cei de la poliție. Joacă uneori călți cu domnul comisar Bălan, cu domnul comisar Potra. Ce vorbești? Mă, tu devii din ce în ce mai interesant. Ia, hai să ne grăbim. N-acum. Treci. Nu. Treci. Treci acolo. Treci, Rijania mea. Dar ce aveți cu mama? Aranjezi o copilă apuisit. Treci. Las că te aranjezi. N-am vrut eu porumbelul! Dă-mi drumul, te spun o dată! Ții minte cât o-i trăi! Săriți, oameni buni! Mă moară! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Nu vreau sus! Nu! Te cârpezi de-ți merg fulgii! Mișcă! Mișcă! Ce-i cu tine, Bota? Ai vreo mișcare? Deocamdată ăsta e singurul client. Idiotule, și pentru asta ți-ai părăsit postul? Și dacă între timp cineva se duce acolo? Îți faci de cap, Bota. Dacă află domnul Comănescu, te mută la circulație. Păi, nu înțeleg de ce țipați la mine. Pe ăsta l-am găsit la casa supravegheată și... Dă-i drumul, că dacă te vede șeful aici, îți dă și două perechi de palme. Hai, întinde-o. Acum pot să plec? N-aș vrea să mă vadă unchiul aici. Unchiul? Dar cine e unchiul tău? Domnul Comănescu. E fratele mamei. Ah. Poftim. Dar de unde ai tu țigări? Hm? Am cumpărat și-o pentru tata. Ah, pentru tata. Să le fumeze sănătos. Mulțumesc. Da, de ce nu mi-ai spus că unchiul tău lucrează la noi? Păi nu m-ați întrebat. Aha. V-am spus doar, am cunoștințe aici. Acum, pot să plec? Pleacă. Da, du-te. Du-te, băiețel. Ești de serviciu, bătrâne? Carule, e tot aici? Hei, v-ați răzgândit? Îmi dați bani înapoi sau nu? Firai dracului să fii cu javra cu tot. N-ați banii. Luat, 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 luat. Uite-te, mă, toate sunt luat. Luat, luat, luat. Luat, luat, luat. Bravo, doctore! Ai de la mine un kilogram de oase. Ține-o! Hai să mergem. Servus! Las că te mai prind eu! Să știi că ai avut mare noroc. Dacă nu era agentul acolo, veneam cu treaba rezolvată. Dar să știi, doamna Rozeanu e o femeie foarte deșteaptă. De ce crezi asta? Pentru că a intrat imediat în joc. Am născocit eu niște lucruri. Pe urmă, ea a răspuns ca și cum ne-a fi vorbit. Și-a adăugat la ele. Și mi-a spus că dacă vreau să vând porumbelul, să mă duc în piața de vechituri. Piața de vechituri, ai spus? Da. Să știi că doamna Rozeanu e într-adevăr deșteaptă. Față de agent mi-a comunicat ceea ce trebuie să fac.